Dacă este ora 12, sunteți la Euronews acum, iată, pentru început, ca de obicei, cele mai importante evenimente. O posibilă dronă marină a fost găsită în zona Tuzla, potrivit Ministerului Apărării. Ambarcațiunea a fost transportată în poligonul Capumidia după ce a fost descoperită, citez, răsturnată și aparent un vehicul fără pilot. Lista PSD-PNL pentru europarlamentare a fost depusă la Biroul Electoral Central. Liderii Alianței sunt primii care depun oficial candidaturile, iar listele au fost parafate în fostul sediu USL de acum un deceniu. NATO nu va trimite militari în Ucraina și nici măcar nu i s-a cerut acest lucru, a declarat șeful Alianței Jens Stoltenberg. Aliații trebuie să livreze totuși mai multă muniție Kievului. Iar statul Israel va deschide în premieră de la începutul războiului cu Hamas un punct umanitar de trecere către fâșia Gaza. O posibilă dronă marină a fost găsită în zona Tuzla, potrivit Ministerului Apărării, care anunță că a transportat deja în poligonul Capumidia, citez, o ambarcațiune răsturnată, care pare a fi un vehicul fără pilot. Detalii are Diana Sobaru. Bun găsit tuturor! Ambarcațiunea de tip pneumatic în genul celor militare care sunt folosite și de Marina Română și de Poliția de Frontieră a fost descoperită răsturnată în dreptul localității Tuzla, în largul mării, în apele teritoriale românești. A pornit imediat o misiune de căutare-salvare. Nu se știa dacă există persoane la bord sau nu. A fost trimisă în zonă o șalupă Agenției de Salvare a Vieților Omenești pe Mare, care a reușit să tracteze ambarcațiunea în Dana 78 a portului Constanța. De acolo au început cercetările. La fața locului, conform procedurilor, au venit autoritățile pentru a efectua cercetarea la fața locului. Asta înseamnă inclusiv echipe de pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, Brigada Antitero, dar și polițiști, criminaliști și alte structuri specializate în astfel de misiuni. A durat cercetarea la fața locului toată noaptea, iar în această dimineață ofițerii de la Brigada Antitero au transportat ambarcațiunea în zona Capumidia, în poligonul de trageri antiaeriene din zona Capumidia, acolo unde au și anunțat că este posibil să avem de-a face cu un vehicul marin fără pilot, cu alte cuvinte, o dronă marină. Este posibil ca această embarcațiune să fie de proveniență ucraineană. Au fost astfel de embarcațiuni fără pilot ucrainene care au atacat mai multe ținte rusești, din ceea ce scrie și presa străină în ultima perioadă. Cert este că în acest moment ofițerii de la SRI, ofițerii antitero, sunt în poligonul de la Capumidia și fac în continuare cercetări pentru a stabili cu exactitate ce anume este această embarcațiune care s-a dovedit a fi o embarcațiune fără pilot, deci cel mai probabil o dronă marină. Este pentru prima oară când o astfel de embarcațiune fără pilot este descoperită în apele teritoriale românești. Vă ținem la curent cu toate informațiile, rămâneți pe Euronews. Nava de căutare salvare Artemisa, Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, a transportat în zona de siguranță a poligonului de tragere antiaeriene Capumidia o embarcațiune recuperată din apele teritoriale românești. Vineri 5 aprilie, Ministerul Apărării Naționale, împreună cu structuri specializate din cadrul Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, a pus în aplicare procedurile operaționale specifice de cercetare a embarcațiunii. Poate fi o dronă maritimă ucraineană, deși nu este exclus să fie și una rusească. Cred că autoritățile au descoperit un element la bordul acestei embarcațiuni care indică destul de clar faptul că este o dronă maritimă. Orice embarcațiune care nu este controlată reprezintă un pericol, dar în condițiile în care vedem încă o dată că suntem statul cel mai apropiat de acest conflict, asemenea incidente, de la cele voite de război hibrid, prezența unei mine, la accidente, cum cred că probabil este situația asta, o navă aflată în stadiu de experiență,
experimentare scăpată sub control, se vor fi o prezență. Numai puțin de 98 de mine marine în derivă au fost descoperite și distruse în apele din nord-vestul Mării Negre, de la începutul războiului din Ucraina și până în prezent. Dintre ele, 5 au fost găsite în zona de care răspund forțele navale române. O spune chiar șeful statului major. Problema a fost discutată la începutul forumului maritim al Mării Negre, care are loc zilele acestea în capitală. Prezența au fost oficiali ai marinei americane, care au etichetat Federația Rusă drept amenințare cronică pentru regiunea Mării Negre. Un număr important de mine marine derivante au fost descoperite și distruse până în momentul de față și mă refer la cele 98 de mine marine descoperite și distruse în partea de nord-vest a Mării Negre. Adică în medie câte o mină în fiecare săptămână. În încercarea de a rezolva problema, România, Bulgaria și Turcia au semnat în ianuarie la Istanbul un memorandum privind cooperarea pentru distrugerea minelor marine în derivă, care pun în pericol transporturile de cereale și mărfuri din Marea Neagră. 5 astfel de mine au ajuns până acum în zona de responsabilitate a forțelor navale române și au fost distruse în cadrul unor operațiuni speciale. Aceste implicații globale ale instabilității în regiunea Mării Negre se referă în primul rând la domeniul economic, la sectorul energetic și doresc să aduc în atenție faptul că astăzi e, de exemplu, un număr de peste 2400 de nave comerciale au efectuat tranzit în zona de responsabilitate a forțelor navale române pentru asigurarea și pentru executarea misiunilor de comercializarea grânelor. The United States Navy and the Romanian Navy work quite closely together. We fly the P-8 aircraft here for awareness of what's going on in the region. We always have sailors that are here working on the demining operations. Șeful forțelor navale ale Statelor Unite în Europa și Africa a declarat că NATO se implică în protejarea teritoriului țării noastre în fața amenințării dronelor. The US military has maintained a presence in the area regularly since the 1990s. In my NATO capacity, I command battle groups that are deployed both in Romania and Bulgaria, and then we run a number of vigilant air operations to protect Romania from spillover of unmanned aerial vehicles that might be coming from the Russia direction. La discuțiile din cadrul forumului au fost prezenți și comandanții forțelor marine din Ucraina, Bulgaria și Turcia. Alianța dintre PSD și PNL este prima care depune la biroul electoral central lista candidaților pentru europarlamentare. Cu o listă dublă de candidați față de numărul de mandate propuse pentru a fi câștigate, dar cu o reprezentare minoră a femeilor pe locuri eligibile, mai precis 4 la număr, PSD și PNL atacă europarlamentarele cu proprii șefi de campanie care deschid lista. Cele două partide și-au ales simbolic sediul de campanie al fostului USL din urmă cu 10 ani ca loc pentru pregătirea noii campanii. Numai că nu se înțeleg pe candidaturile comune la alegerile locale, iar conflictele din teritoriu pot amenința obiectivul coaliției. Detalii are Marius Vulpe. Bun găsit tuturor! Interesul politic ar trebui să primeze în momentul de față și nu orgolile și conflictele tradiționale dintre cele două partide aflate în momentul de față la guvernare. Asta în contextul în care este nevoie de asigurarea stabilității politice și în anii următori, în contextul creșterii pericolului extremismului la nivelul Uniunii Europene. Acesta este motivul oficial invocat atât de liderul PSD Marcel Ciolacu, cât și de omologul acestuia liberal Nicolae Ciucă pentru o alianță electorală și liste comune la alegerile europarlamentare. O alianță electorală care își propune să trimită cel puțin 20 de eurodeputați în viitorul legislativ european, dar care are probleme, carențe la nivelul reprezentării femeilor pe această listă. Sunt doar 4 doamne pe lista considerată eligibilă, un procent de 20%, de două ori mai mic decât ne cer oficialii Uniunii Europene să avem ca reprezentare în viitorul legislativ european. Liderii actualei coaliții recunosc această situație, susțin că și-ar fi dorit o reprezentare mult mai mare, dar atât s-a putut. Au însă o altă problemă. Conflictele tensionate din teritoriu, provocate de racolări reciproce de primari și de sincopele legate de negocierile pentru candidați comuni la locale în unele orașe dominate de reprezentanți USR. Ei bine, către aceștia au făcut apel să lase vechea metodă de luptă și să se lupte mai degrabă în idei și proiecte.
Până atunci însă, liderii PSD și PNL au dat un semnal clar astăzi de echipă. Au ales ca sediu comun de campanie fostul sediu al defunctei alianțe USL. Vor exista și doi șefi de campanie care susțin că vor trece peste orgoliile din trecut și atacurile reciproce, totul pentru a se obține un rezultat cât mai bun la alegerile din 9 iunie. Un rezultat de care va depinde de altfel și deznodământul alegerilor prezidențiale și parlamentare din acest an, pentru că un scor bun va favoriza și negocierile ce vor urma după momentul 9 iunie pentru candidații comuni atât la alegerile parlamentare cât și cele prezidențiale. În acest moment este oficial, cele două partide au constituit o alianță electorală. Am făcut o alianță electorală la fel cum am construit și o coaliție de guvernare. Nu am făcut-o nici pentru Partidul Social Democrat, nu am făcut-o nici pentru Partidul Național Liberal. Am reușit împreună să depășim toate discuțiile interne și să arătăm și interiorul partidelor, dar mai ales să arătăm românilor că avem maturitatea politică de a lua o decizie, nu pentru noi, o decizie pentru stabilitate, o decizie pentru dezvoltare. Am formalizat depunerea listei comune a alianței electorale PNL-PSD. Este o listă care cuprinde o parte dintre europarlamentarii care au experiență și care și-au desfășurat activitatea în Parlamentul Uniunii Europene. De asemenea, sunt și oameni noi. Practic este o echipă pe care am asumat-o împreună, astfel încât să ne ducem la capăt angajamentul pentru a continua cu aceeași responsabilitate să asigurăm stabilitatea guvernării și dezvoltarea României. Funcționarea sistemului de urgență aprinde din nou spiritele între Raed Arafat și Alexandru Rafila. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență i-a dat replica ministrului care a criticat sistemul într-un interviu pentru Euronews. Arafat a răspuns tot aici la Euronews România că Rafila nu înțelege sistemul și că nu are expertiza necesară în domeniu. Am o singură persoană care repetă pentru a patra, a cincilea oară ideea că sistemul nu e ok și trebuie schimbat. Da, persoana asta poate dorește să schimbe sistemul. Eu n-am simțit în altă parte, nici la nivel mai sus decât mine, nici la nivel de guvern, nici la nivel de premier, nici la nivel de oricine, că această dorință ar exista. Există la o singură persoană. Problema mea este... Și acea persoană, vreau să o nominalizăm, este domnul ministru Alexandru Rafila. Da. Deci dacă ați nominalizat-o, vă confirm. Nu putem să admitem că cineva care, îmi pare rău să o zic, nu e din domeniu, nu se pricepe, nu are expertiza acestui este domeniu. Este microbiolog, e din domeniu. Da, eu sunt anestezist reanimator și care a lucrat toată viața în sistemul de urgență și care mă cheamă afară pe expertiză în mai multe locuri și în mai multe zone, pe domeniul urgenței. Okay. Eu nu mă bag în alte domenii. Deci, dânsul are o părere, eu am o părere. Dar părerea mea, eu pot să o susțin cu foarte multe date și documente și tot ce s-a muncit până acum, că lucrăm de ani de zile. Plus că se vede pe teren, se văd rezultatele. E această struță cămilă în care serviciile medicale de urgență sunt plătite și sunt în subordinea Ministerului Sănătății, dar sunt coordonate de Departamentul pentru Situații de Urgență. Este o struță cămilă, este o... Sigur că sunt situații în care trebuie să fie comanda la Departamentul pentru Situații de Urgență, dar situațiile de urgență sunt excepțiile, nu sunt regula. Adică dacă cineva are o afecțiune acută care necesită intervenția ambulanței, nu discutăm de Departamentul de Situații de Urgență, discutăm de o urgență medicală. Sigur că atunci când ai un accident cu victime, o catastrofă și așa mai departe, acolo trebuie să existe o coordonare care nu trebuie să fie neapărat la Ministerul Sănătății. Conflictul dintre Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a început încă din anul 2021. Separarea atribuțiilor între minister și DSU a fost pusă în discuție de Rafila, chiar în momentul în care a fost audiat în comisiile de specialitate ale Parlamentului, înainte de a deveni ministru.
În urmă cu 2 ani, Alexandru Rafila a criticat faptul că pompierii smurd tratează pacienții. Remarca s-a aflat după ce în spațiul public a ajuns o înregistrare în care apar ministrul Sănătății și reprezentanții Federației Naționale Sindicale Ambulanța din România. Atunci, Raed Arafat i-a cerut ministrului Sănătății să recunoască public rolul important pe care pompierii îl au în sistemul serviciilor de urgență. Tot în 2022, Alexandru Rafila s-a opus proiectului de lege inițiat de Ministerul de Interne, prin care asistența medicală de urgență urma să fie subordonată departamentului condus de Raed Arafat. Circulația trenurilor spre și dinspre aeroportul internațional Henri Coandă va fi închisă între 9 și 11 aprilie, de la 9 dimineața și până aproape de ora 14. Compania de căi ferate a anunțat că în acest timp se vor face revizii la dispozitivele de macaz între Gara de Nord și aeroport. 14 curse dintre cele 72 prevăzute în orarul zilnic de circulație pe relația București-Nord-Aeroport Coandă vor fi așadar anulate. Legătura directă pentru pasagerii care vor pleca sau vor veni de la aeroport se va face cu linia de autobuz 780. Cursele vor pleca la un interval de jumătate de oră și vor circula pe traseul Gara Basarab, aeroportul internațional Henri Coandă. Vine Paștele Ortodox, iar românii încep să își facă planuri pentru zilele libere din următoarea perioadă. Vorbim de fapt despre mini-vacanța de 1 mai și Paște. Pentru că sărbătorile pascale pică anul acesta foarte aproape de 1 mai, zi liberă prin lege, guvernul a hotărât ca bugetarii să fie liberi și pe 2 mai, astfel încât să se creeze puntea cu Paștele sărbătorit pe 5. Cu alte cuvinte, cel puțin bugetarii vor avea o mini-vacanță prelungită de pe 1 mai până pe 6. E perioada în care și elevii intră în vacanță, 27 aprilie, 7 mai, pentru că Paștele Ortodox coincide cu perioada vacanței de primăvară. Bugetarii vor mai avea mini-vacanță de 3 zile, de Rusalii, adică 22-24 iunie, zi liberă legală este și 15 august, atunci când românii sărbătoresc adormirea Maicii Domnului. Jaf, mai ceva ca în filme, în orașul american Los Angeles, unde hoții au furat 30 de milioane de dolari. Noi vă spunem cum a fost posibil în câteva momente în jurnal. Economia digitală a României ar putea crește de 4 ori prin tehnologie, energie verde și o atenție mai mare la produse sustenabile. E concluzia conferinței The Economist, Romanian Business and Investment Roundtable, la care peste 40 de lideri europeni au discutat despre potențialul noilor tehnologii, tranziția la energie verde, dar și economia verde. Asistăm la o tranziție pe toate planurile societății românești, în special în domeniul tehnologiei. Investițiile din zona tech au potențialul de a transforma mediul antreprenorial, iar digitalizarea și inteligența artificială nu sunt străine niciunui jucător de pe piața europeană. Actually, digitalization and AI are transforming the business landscape in Romania, not only the public sector but also the private sector. There's a lot of investment in these technologies and actually a lot of changes on the way we run the business, the way we interact with our customers, the way we produce our products. Liderii din sectorul energetic consideră că proiectele regionale de infrastructură energetică sunt esențiale în tranziția către o economie neutră din punct de vedere climatic. Fără rețele electrice digitalizate și descentralizate, nu o să fim în stare să beneficiem de toate avantaje care vor produce energie regenerabilă. Astăzi avem o dovadă că țările care au investit foarte mult în regenerabile și în rețele beneficiază de cele mai mici prețuri de energie electrică, Spania fiind un exemplu foarte clar și foarte robust în acest sens. Politicile și reglementările solide pentru protecția mediului în contextul garantării unei economii circulare revin în responsabilitatea comună a autorităților și a companiilor. Sustenabilitatea, așa cum știm toți, este un ceva foarte important pentru noi ca societate, dar și pentru toate companiile. Sistemul de garanție returnare este dovada vie că implementarea sustenabilității poate fi transpusă în viața de zi cu zi a tuturor românilor. Sistemul de garanție returnare va schimba practic obiceiul tuturor românilor în privința ambalajelor pe care le utilizează de băuturi acasă și va face ca în cursul unui an să se recicleze circa 6 miliarde de ambalaje.
La cea de-a patra ediție a conferinței The Economist Romanian Business and Investment Roundtable, autoritățile, instituțiile și societatea civilă au fost încurajate să colaboreze cu actorii majori de pe piețele europene pentru promovarea coeziunii sociale și a stabilității. NATO nu va trimite trupe în Ucraina și nici măcar nu i s-a cerut asta. O spune secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg. Oficialul subliniază că situația de pe front e tot mai dificilă, iar aliații trebuie să livreze armatei ucrainene și mai multă muniție. Kremlinul nu vede cu ochi buni semnalele transmise de la Bruxelles și avertizează, citez, că relația dintre Rusia și NATO a alunecat la nivelul unei confruntări directe. La mai mult de 2 ani de la război, Jens Stoltenberg a cerut țărilor NATO să se mobilizeze pentru a ajuta mai mult Ucraina. We don't have any plans of having any NATO combat troops inside Ukraine. There have been no requests for that, but the Ukrainians are asking for equipment, for ammunition, for weapons, and we are providing that to Ukraine. That doesn't make NATO allies party to the conflict, but we support Ukraine. I don't want to spoil the party, but of course my message, the birthday party, but my main message today will be patriots, because saving Ukrainian lives, saving Ukrainian economy, saving Ukrainian cities depends on the availability of patriots and other air defense systems in Ukraine. And we're talking about patriots because it's the only system that can intercept ballistic missiles. Secretarul general al NATO a propus un fond de 100 de miliarde de euro pentru următorii 5 ani. Ungaria a anunțat din start că se opune. O decizie finală va fi luată la summitul din iulie de la Washington. Az elkövetkezendő két nap tárgyalásai során Magyarország ellen fog állni minden egyes olyan javaslatnak, amely adott esetben az Ukrajnában zajló háború eszkalációjához, egy világháború közvetlen fenyegetéséhez vezetne, illetőleg amely javaslatok a NATO és Oroszország közötti konfliktus kialakulását. NATO și Rusia se află acum în confruntare directă, a transmis Kremlinul, chiar în ziua în care au fost marcați 75 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. Dmitri Peskov s-a referit atât la războiul din Ucraina, cât și la extinderea NATO prin aderarea Finlandei și Suediei. Ministrii de externe din țările membre au marcat la Bruxelles 75 de ani de la crearea Alianței Nord-Atlantice. În 1942, 12 state din America de Nord și Europa au creat NATO ca răspuns la amenințările Uniunii Sovietice după cel de-al doilea război mondial. Unul dintre motivele invocate de Kremlin pentru a invada Ucraina a fost intenția Kievului de a adera la NATO. După declanșarea războiului, Finlanda și Suedia au renunțat la neutralitate și au aderat la Alianța Militară. Israelul va deschide în premieră de la începutul războiului cu Hamas un punct de trecere spre fâșia Gaza pentru a permite intrarea în zona unei cantități mai mari de ajutoare umanitare. În plus, a fost permisă utilizarea unui port israelian pentru recepția ajutoarelor pentru populația din zonă afectată tot mai puternic de foamete. Decizia vine imediat după discuția telefonică dintre președintele SUA Joe Biden și premierul israelian Benjamin Netanyahu. Liderul american a cerut o încetare imediată a focului în fâșia Gaza, măsuri pentru protecția civililor, dar și a lucrătorilor umanitari. În ultimele zile, Israelul se confruntă cu un val de critici la nivel internațional după ce armata a bombardat o mașină cu lucrători umanitari, omorând 7 oameni. The need for Israel to announce and to implement a series of specific, concrete and measurable steps to address civilian harm, humanitarian suffering, and the safety of aid workers. He underscored that an immediate ceasefire is essential to stabilize and improve the humanitarian situation and to protect innocent civilians. And he urged the prime minister to empower his negotiators to conclude a deal without delay to bring the hostages home. Din cauza blocadei instituite de armata israeliană, populația din fâșia Gaza se confruntă cu o lipsă acută de apă, alimente și medicamente. Accesul în zona organizațiilor umanitare este îngreunat din cauza luptelor și a bombardamentelor frecvente. De la începutul războiului din fâșia Gaza, aproape 200 de lucrători umanitari au fost uciși și este cel mai violent conflict din acest punct de vedere, potrivit organizației internaționale.
O furtună de zăpadă a lovit nord-estul Statelor Unite ale Americii. Au fost ninsori abundente și vânt puternic, iar sute de mii de locuințe au rămas fără curent electric. Statele Maine și New Hampshire au fost cele mai afectate de întreruperile de curent. Autoritățile locale spun că zăpada a doborât copacii și liniile electrice. Special to get snow in April and to be able to get out and enjoy it, you know. It's fun being a Mainer. But we've been missing snow, so this is a special little sort of after the winter story gift, I guess. Meteorologii spun că stratul de zăpadă a ajuns și până la 60 de centimetri. Oamenii au ieșit cu lopețile să curețe străzile, iar autoritățile au pus în funcțiune mașinile de dezăpezire. Just cleaning out the driveway for my wife. Just trying to get the slush out of it so it doesn't freeze up tonight. Looks like you've got mostly water. At this point we do, yeah. But I know it'll turn to ice in a little bit if I don't get it out. Serviciul meteorologic a anunțat că a fost cea mai mare furtună de zăpadă din aprilie care a lovit regiunea din 2020 încoace. Școlile din zonele afectate au fost închise, iar mai multe zboruri au avut întârzieri. Mai în sud, în orașul Boston, furtuna a adus ploi abundente și vânturi puternice. Un jaf ca în filme a avut loc în orașul Los Angeles din Statele Unite, unde hoții au reușit să plece cu 30 de milioane de dolari. Vorbim despre unul dintre cele mai mari din istoria orașului, care a avut loc la un depozit de bani. Poliția locală spune că hoții au reușit să pătrundă în clădire prin acoperiș și apoi să spargă seiful în care au găsit nici mai mult, nici mai puțin decât 30 de milioane de dolari. S-a întâmplat duminica trecută, dar făptașii nu au declanșat nicio alarmă. Prin urmare, jaful a fost descoperit de angajați abia la începutul săptămânii. Acum poliția desfășoară o anchetă și lucrează cu FBI pentru a stabili circumstanțele spargerii și poate a-i prinde pe hoți. Un pui de zebră face senzație la grădina zoologică din Belgrad. A fost adus pe lume acum câteva zile și deja alergă prin țarc, nedespărțit de mamă. Îngrijitorii caută un nume și cer ajutorul vizitatorilor, cum se întâmplă de multe ori. Grădina zoologică din Belgrad, înființată în 1936, e una dintre cele mai vechi din Europa de Est. Sunt găzduite acum peste 200 de specii de animale. Noi continuăm să alergăm printre informații, iar știrile continuă de la Fix și sunt aduse de Andreea Gurban.